Motivul pentru care cartofii prăjiți, chipsurile și batoanele de ciocolată sunt atât de îndrăgite are mai puțin de a face cu lipsa de voință și mai mult cu faptul că organul vital al omului, creierul, se obișnuiește să prefere astfel de alimente bogate în grăsimi și zahăr, conform unui studiu realizat de cercetătorii germani și americani. Pe parcursul cercetării, oamenii de știință au administrat zilnic unui grup de voluntari o budincă ce conținea o cantitate mare de grăsimi și zahăr timp de 8 săptămâni pe lângă alimentația normală a subiecților. Al doilea grup de control a primit o budincă ce conținea același număr de calorii, dar mai puține grăsimi. Activitatea cerebrală a voluntarilor a fost măsurată înainte și pe durata celor 8 săptămâni. Pe baza unui studiu intervențional utilizat pe participanții sănătoși cu greutate normală, demonstrăm că, independent de creșterea în greutate corporală și de modificările markerilor metabolici, expunerea la alimente cu conținut ridicat de grăsimi și zahăr reduce preferințele pentru alimentele cu conținut redus de grăsimi, se arată în studiu. În schimb, expunerea la alimente bogate în grăsimi și zahăr joacă un rol esențial în reglarea răspunsurilor creierului la anticiparea și consumul de alimente foarte gustoase, dense din punct de vedere energetic, conform studiului. Cercetătorii au descoperit în cazul grupului care a consumat pudinca bogată în zahăr și grăsimi că răspunsurile creierului la acestea au crescut foarte mult. Pentru acei participanți, alimentația de acest tip a activat sistemul dopaminergic, regiunea din creier responsabilă de motivație și recompensă. Potrivit măsurătorilor noastre asupra activității cerebrale, creierul se recablează prin consumul de chipsuri și alte alimente de acest gen. El învață în mod conștient să prefere alimentele satisfăcătoare. Prin aceste modificări ale creierului, inconștient vom prefera întotdeauna alimentele care conțin multe grăsimi și zahăr, a explicat cercetătorul. Oamenii de știință au menționat totuși că participanții care au consumat budincă bogată în grăsimi și zahăr nu s-au îngrășat mai mult decât cei din al doilea grup și nici nivelurile glicemiei sau colesterolului nu s-au schimbat. Alimentele procesate moderne sunt, prin urmare, stimul puternic și, la fel ca în cazul abuzului de droguri, modelele testate pe animale au demonstrat că un consum frecvent al acestora recablează circuitele creierului, chiar și la descendenții născuți din mame care consumă o dietă bogată în grăsimi în timpul alăptării. De asemenea, similar drogurilor care creează dependență, există dovezi că această recablare promovează un consum suplimentar de alimente foarte gustoase, dense energetic. Se precizează în lucrarea științifică, relatează adevărul.ro.